torsionarea tâmplăriei face ca să existe pierderi mari de energie. Caloriferele așa sunt călduțe, dar ele nu se încălzesc pe toată suprafața radiantă. Iarnă și afară, dar și în clase la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, caloriferele abia dezmorțite nu reușesc să încălzească sările de curs, astfel că majoritatea elevilor spun că și-au o bluză în plus sau stau cu gecile pe ei în timpul orelor. Pot să vă zic mai multe colegii mei care sunt la fereastră. Acolo sunt caloriferele. Și la toalete cum e? Mai cald? Mult mai cald. Stai îmbrăcată la ore? Păi mai pe zi acum stau așa și... mai pe seară îmi pun geaca mai groasă, că vine puțin mai frig. Nu putem să deschidem geamurile deloc în timpul zilei, se face prea frig. Da, este frig când deschidem geamurile, mai ales pe timpul ăsta de iarnă. Paradoxal, factura nu este la fel de scăzută ca temperatura din sălile de curs. Ba mai mult, conducerea colegiului spune că pentru luna decembrie trebuie să plătească aproape dublu față de aceeași perioadă anului trecut, mai exact 130.000 de lei, iar bani nu sunt. A venit cam de două ori decât în decembrie 2020. Deci a fost de circa 130.000 de lei. E deranjant este că e frig în clădire. Și foarte multe reproșuri mi se adresează. Pe această cale aș vrea să îi asigur pe părinți că noi încercăm să facem ceea ce putem. În primul rând, nu avem o centrală proprie. Suntem racordați la termoficare. Pentru că am auzit și acuzații de genul că nu vrem să consumăm prea mult gaz. N-am cum să consum gaz pentru că noi suntem racordați la termoficare. Cu toate că facturile la termoficare s-au dublat anul acesta, temperatura din calorifere se pare că nu depășește 37 de grade Celsius. Cel mai mult, în unele săli de clase, acesta ajunge la 40 de grade Celsius. Premierul Nicolae Ciucă anunța marți, înaintea ședinței de guvern, că executivul va aproba ordonanța de urgență care prevede noile măsuri pentru plafonarea prețurilor și compensarea facturilor la energie și gaze.